Astăzi, într-un cadru restrâns, fără mare pompă și fără tradiționalele tăieri de panglici, a fost inaugurată secția spitalizare de zi, componenta Spitalului Județean de Urgență Deva. Oficialitățile prezente la eveniment nu au vrut să facă declarații, dar cei care s-au ocupat de implementarea investiției finanțată de la bugetul Consiliului Județean au dat câteva detalii. Această lucrare a început în luna decembrie anul trecut și a fost finalizată într-un termen foarte scurt, de 6 luni de zile. Investiția este finanțată în totalitate de Consiliul Județean Hunedoara și are o valoare de 5.250.000 de lei. Spitalul Județean de Urgență Deva este într-un amplu proces de modernizare. Una din componentele principale ale unui spital județean de urgență este și spitalizarea de zi, care asigură un intermediar între partea de ambulatoriu și spitalizare continuă. Deoarece este în etapa de extindere și modernizare unitatea de primire urgențe, este necesar să eliberăm spațiile ocupate acum de această secție medicală și pe o perioadă probabil de un an de zile, clădirea va funcționa ca și unitate de primire urgență. Ea este adaptată constructiv, în așa fel încât în momentul în care va trece la funcțiunea de spitalizare de zi să fie intervenții minimale, respectiv să monteze niște obiecte sanitare. Ea corespunde în această etapă în totalitate exigențelor pentru unitatea de primire urgențe, care este un sector vital al spitalului și am creat posibilitatea accesului simultan mai multor ambulanțe în situații de accidente multiple, plus de asigura asistența medicală de specialitate la un număr mai mare de pacient decât este în prezent. În concluzie, până la finalizarea modernizării UPU Deva, noua secție de spitalizare de zi va funcționa doar ca secție de urgență, iar peste un an va presta servicii conform cu destinația pentru care a fost construită.